Aleluia! Slavă Domnului! Iisus a venit aici să primească închinarea noastră și suntem responsabili de faptul că ne închinăm Domnului. Ne închinăm cu toată responsabilitatea, cu toată atenția, ne închinăm cu instrumentele și cu gura, dar dincolo de instrumente și voce, ne închinăm cu inima noastră. Și dumneavoastră sunteți aici ca să faceți lucrul acesta alături de mine. Este o oportunitate minunată pentru noi să plecăm acasă cu inima plină de pace, pentru că ne-am închinat Domnului. Mii de oameni trăiesc în păcat, se droghează, se prostituează, se alcoolizează, însă noi suntem aici pentru neprihănire. Dedicați Domnului noi și copiii noștri. Viitorul nostru este în mâna lui Iisus Hristos. Să n-aveți nicio teamă și să n-aveți nicio grijă, pentru că noi și casele noastre suntem ai Domnului. Amin. Și pentru veci de veci suntem închinați Domnului. Amin. Și Domnul se va lupta pentru noi. Amin. Și Domnul se va lupta pentru copiii noștri. Și Domnul se va lupta pentru viitorul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Avem pace în suflet în această seară. Și în această seară de pace deschidem cuvântul Domnului și îl citim cu respect. Ultima Evanghelie, ultimul capitol, versetele de la 15 la 17. Ioan, capitolul 21, versetele de la 15 la 17. Domnul Iisus, așa cum vrea să stea de vorbă cu noi, a vrut să stea de vorbă cu Petru. Și asistăm la discuția dintre Domnul Iisus Hristos și Petru. Citim cuvântul Domnului cu respect. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești. Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Amin. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Invitația mea pentru dumneavoastră, Biserica Domnului, este în mod special pentru membrii bisericii, dar și pentru dragii noștri oaspeți. Ori de câte ori veniți în adunare, dimineața sau seara, e vorba despre ziua de duminică, vă rog, uitați-vă după un buletin duminical, pentru ca să aveți informațiile și anunțurile, să le eliminăm de aici, să le mai facem. Și dumneavoastră să le aveți în mână. Mulțumesc frumos! În seara aceasta, frați și surori, dragi prieteni, pe care vă salut încă o dată cu dragoste și respect, suntem înaintea lui Dumnezeu și cu experiența noastră de adulți ne concentrăm la cuvântul Domnului și vrem să-L înțelegem. Duhul Sfânt este aici să ne lumineze ființa. Fără de El, predica mea este un cântec fără înțeles. Fără de El, fără de Duhul Sfânt, ascultarea dumneavoastră nu are nici un rezultat. Dar aici există Duhul Sfânt. Aici există Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, în seara aceasta, rostesc cuvântul Domnului cu admirație și cu responsabilitate pentru dumneavoastră, dragii oameni ai lui Dumnezeu. Și îl numesc pașaport spre cer. Sau pașaport pentru cer. Întotdeauna găsesc un titlu la predică, pentru că predicile se uită, dar titlurile rămân. Întotdeauna găsesc un titlu ciudat legat de o împrejurare reală din viața noastră, legat de o realitate din viața noastră, pentru ca să-l ținem minte. Noi lucrăm cu pașapoartele. Pașaportul este foarte important pentru orice cetățean, mai ales pentru americanii care umblă în toată lumea. De multe ori noi ne întoarcem în România, țara unde ne-am născut, și nu poți reveni în America și nu poți intra în România fără pașaport. Pașaportul îți dă calitatea să intri în țară. Nu poți intra în țară fără pașaport, ești respins. N-are importanță dacă ai ca mine 1,70 sau ai 1,90. N-are importanță dacă ești ca mine pastor sau ești businessman. N-are importanță dacă ești băiat sau fată, tânăr sau bătrân. N-ai pașaport, nu intri.
Pentru că pașaportul îți dă calitatea să intri. Vrei să intri în țară? Arată pașaportul. Nu ai pașaportul, indiferent cât de valoros ești, rămâi afară. Dacă în lumea noastră există țări și în ele nu poți intra decât cu pașaport, cum vă imaginați dumneavoastră că în țara lui Dumnezeu, de dincolo de misterul norilor albaștri, se poate intra oricum? Și pentru cer există un pașaport. Și în ziua în care, ca și tâlharul din poezia lui Costache Ioanid, vom fi în fața porții și ni se va spune: duceți-vă sau veniți, blestemaților sau binecuvântaților, în ziua aceea, ceea ce va trebui să avem în mână, vorbesc acum simbolic, spiritual, spre înțelegere, este pașaportul. Care este el? Ioan, capitolul 13, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta vor ști gărzile cerești că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta vor ști polițiștii cerești și securitatea cerească și îngerii care stau la porți că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta vor ști toți, dar toți, că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Privește-l pe cel care îți stă la dreapta. Ce sentimente ai pentru el? Privește-l pe cel din stânga. Privește-l pe cel din față, din spate. Priviți-i pe toți ceilalți care sunt cu dumneavoastră în seara aceasta la Betania. Ce sentimente aveți pentru ei? Ce decizii luați în dreptul lor? Prin aceasta vor ști toți, îngeri și oameni, că sunteți ucenicii mei, că mi-aparțineți mie, că aveți cetățenie cerească, că sunteți din neam de Dumnezeu, că sunteți fii ai lui Dumnezeu, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, dacă vă veți iubi unii pe alții. Sunteți diferiți? Știu, spune Domnul. Știu că sunteți diferiți. Sunteți diferiți din toate punctele de vedere. Sunteți așa de diferiți încât n-aveți ce căuta împreună. Dar prin aceasta voi ști că sunteți fiii mei. Dacă așa diferiți cum sunteți, veți avea puterea să vă acceptați și să vă iubiți unii pe alții. Iisus, Domnul, după ce este răstignit, trădat, omorât, înviat, se întâlnește de multe ori cu ucenici și nu le zice nimic. Se întâlnește de multe ori cu Petru, care l-a trădat pe Domnul într-un anumit fel și nu-i zice nimic. Dar l-așteaptă până într-o zi în care ajunge pe plaja Mării Galilei, pe lacul Genezaret, pe mal. Și acolo, de față cu ceilalți ucenici, Domnul abordează pe Petru. Dar fiți atenți după ce au mâncat. Domnul are atâta înțelepciune să-l abordeze pe om când este sătul. Stimate surori, lăsați-mă să vă dau un sfat și iertați-mă pentru că vă abordez direct. Dacă aveți ceva discutat cu soții, nu vorbiți cu ei când sunt nemâncați. Aștept să terminați de zâmbit și vă spun încă o dată. Nu vorbiți cu un om flămând. N-are predispoziție să te asculte. Omul flămând e neliniștit, pentru că îl neliniștește de aici, din zona asta. Lăsați-l să mănânce. Și când omul mănâncă, se creează un confort normal, natural, biologic. Atunci vorbește-i. Va fi mult mai plin de pace și va fi mult mai dispus să te asculte. Hristos îl lasă pe Petru să mănânce până să satură. Și după ce se satură, spune: Petru, am treabă cu tine. Da, Doamne, vrei să fim numai noi doi? Nu, e bine așa cum suntem cu toți. Mă iubești? Aceasta este o întrebare sensibilă. Iubirea e un lucru sacru. Iubirea nu este un sentiment meschin. E tot ce există mai frumos în cer și pe pământ. Iubirea e de factură divină. Iubirea este singurul lucru care îți dă demnitate înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pune degetul pe rană și îl întreabă pe Petru direct, tranșant, în prezența tuturor: mă iubești? Erau multe întrebări importante de pus, dar Domnul le lasă pe toate la o parte și o pune pe cea mai importantă. Domnul se duce la rădăcină, Domnul se duce la actul de identitate, la pașaport.
Toate erau importante acolo, dar pașaportul este cel mai important, pentru că el îți dă calitatea de cetățean al împărăției cerurilor. Și Domnul întreabă pe Petru, ai pașaportul? Și Petru spune, da. Și Domnul, prin felul în care de trei ori îl întreabă pe Petru, spune ceva de genul, lasă-mă să verific. Dăm să-l pun aici, sub razele X. Dăm să-l verific. Lasă-mă să-l verific. Pentru că în lumea din care vii tu, sunt și pașapoarte neadevărate. Lasă-mă să-l verific. În seara aceasta, vă mulțumesc că sunteți aici. Vă admir și vă apreciez. Și vreau să vă spun în această seară la Betania despre faptul că noi, dacă vrem cerul, trebuie să avem pașaportul pentru a intra în țara aceea. În cer nu se dă buzna, în cer se intră pe poartă. Nu poți sări gardul, trebuie să intri pe poartă. Și acolo trebuie să prezinți pașaportul, care te îndreptățește să ți se spună, vino, nu pleacă. Iisus ne spune că în ziua aceea se va spune și pleacă. Ce va face diferența? Pașaportul. Care este pașaportul? De departe. Toate lucrurile sunt importante. Însă cele mai importante sunt credința, nădejdea și dragostea. Însă dintre acestea trei importante, cea care va rămâne este dragostea. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Slavă Domnului! În seara aceasta, pașaport spre cer. De ce Domnul Iisus Hristos l-a întrebat pe Petru, ai pașaportul? Mă iubești? De ce? Ascultați-mă, vă rog, și cântăriți. În primul rând, pentru că dragostea este lucrul cel mai important în atitudinea unui creștin. În al doilea rând, pentru că Domnul a vrut să-l învețe pe Petru și prin el pe noi, că dragostea este mai mult decât o emoție. Dragostea pe care a adus-o Iisus în lumea noastră nu se măsoară în intensitatea sentimentelor. Băgați de seamă, frați și surori! Dragostea pe care a adus-o Iisus în lumea noastră nu se măsoară în intensitatea sentimentelor. Se măsoară în acțiune, în jertfă, în dăruire, în dedicare, în osteneală, în generozitate, în iertare, adică în acțiuni concrete pe care le faci pentru cineva fără să le merite. Eu, de la vârsta de 6 luni, am rămas fără părinți și am avut o copilărie grea. Am fost un copil fără copilărie. N-am avut frați sau surori, am fost singur. Și am răzbit greu în lumea aceasta. N-a avut cine să mă călăuzească pe drumul drept niciodată. Ajungând în viață adult, n-am avut pe nimeni să mă ajute, dar pe nimeni. Și Dumnezeu a scos în calea mea oameni care și-au deschis viața, și-au deschis casa pentru ca să mă binecuvinteze. Dumnezeu le-a spus să o facă. Eu nu meritam ca oamenii aceia să mă ajute. N-aveau nicio obligație la mine. Însă le-a spus Dumnezeu, vreau să-L iubești pe omul ăsta. Foarte des Dumnezeu ne pune în anumite împrejurări în care ne cheltuiește, în care ne scoate din confort, în care ne pune în spărtură, ne pune într-un loc unde trebuie să suferim alături de cei ce suferă, ne pune într-un loc unde trebuie să ne cheltuim banii cu cineva care nu e din familia noastră, ne pune într-un loc unde trebuie să ajutăm, să ne cheltuim, să ne ostenim pentru cineva care nu merită, dar ne pune să iubim. Și iubirea aceea o facem în numele Lui. De fapt, El îi iubește pe oamenii aceia prin noi. Frați și surori, nu vă mulțumiți să aveți sentimente pentru cineva. Dacă sentimentele nu se manifestă, aia nu e dragoste. Numai sentimentele care se manifestă prin acțiune se numesc iubire. Restul, cu ce mă ajută pe mine că simți în inima dumitale sentimente puternice pentru mine? Eu tot singur sunt. Eu tot sărac sunt, eu tot neajutorat sunt, eu tot bolnav sunt, eu tot amărât sunt. Lasă ca sentimentele acestea să devină gesturi, lasă ca sentimentele acestea să devină acțiuni, lasă ca sentimentele acestea să devină fapte. Dragostea pe care a adus-o Iisus nu se măsoară în sentimente. El n-a stat în cer
privind la o lume presărată cu oameni păcătoși și a spus Tatălui, săraci de ei, mi se rupe inima de ei păcătoși. Hristos și-a lăsat slava, s-a dezbrăcat de ea și a lăsat-o acolo ca pe o haină și a venit într-o lume blestemată. S-a născut într-o iesle, el, regele. Nu sentimente a avut pentru noi, ci s-a dăruit. A venit în lumea noastră întrupându-se prin fecioară, într-un grajd. Și a trăit, a umblat printre noi, prin praful din Israel. A stat cu păcătoșii, a stat cu oamenii sub blestem. I-a iertat, i-a vindecat și în final, pentru toți oamenii născuți vreodată din femeie, trecut, prezent și viitor, s-a lăsat așezat pe cruce și a spus, Tată, iartă-i în dreptul meu, iartă-i în numele la ceea ce eu fac acum. Hristos ne-a iubit cu fapta și apoi a inspirat apostolul să scrie în Scriptură, copilașilor, nu iubiți cu vorba, nu iubiți cu vorba, terminați cu fățărnicia. Terminați cu duplicitatea, nu iubiți cu vorba. Cele mai multe tinere care au fost înșelate înainte de căsnicie, au fost înșelate cu această neadevărată propoziție, mizerabilă propoziție, te iubesc. Și asta a ținut până când i-a luat fecioria. Și apoi a plecat și a rămas tristă și cu rușinea pentru restul vieții. Copilașilor, nu iubiți cu vorba, iubiți cu fapta. Asta o spune cuvântul Domnului. Iubiți cu fapta și cu adevărul. Cine este din Dumnezeu, cine este ca Dumnezeu, cine este din împărăția lui Dumnezeu, are pașaportul și acesta iubește. Nu e confortabil să iubești, confortabil e să fii iubit. Nu-i confortabil să iubești, confortabil e să fii iubit. Nu-mi place că nu te-ai uitat bine la mine. Nu-mi place că nu mi-ai spus ce așteptam. Nu-mi place că nu m-ai lingușit. Nu-mi place că nu m-ai bibilit. Nu-mi place cum te porți cu mine, cu bulgărele de aur. Nu-mi place cum mă tratezi. Vreau să fiu mai respectat. Vreau să fiu mai cocoloșit. Nu-mi place cum te porți cu mine. Începe să devină un mod de viață pretenția aceasta de a fi iubit fără să iubești. Iisus a venit în lumea aceasta și n-a fost iubit. Încă de la naștere a fost respins și s-a născut într-un grajd. A crescut modest în casa unui tâmplar. Atunci când a devenit adult ca mine și a fost la vârsta mea, Iisus Hristos a spus, n-am perină, n-am pat, n-am casă, n-am nimic. N-am nimic. Am venit aici pentru voi și oamenii l-au lovit, l-au jignit, l-au bârfit, l-au clevetit, l-au înjurat, au spus lucruri neadevărate despre el. Nu l-a iubit nimeni, nimeni nu l-a iubit. A fost cea mai puțin iubită persoană din istorie și totuși el i-a iubit pe toți. Și printre ei m-a iubit și pe mine. Sunt astăzi un om fericit pentru că Iisus Hristos mă iubește. El a schimbat destinul meu. M-a luat din starea mea de orfan și s-a făcut tatăl meu. S-a făcut responsabil de viața mea și mi-a promis, cine se va atinge de tine, se va atinge de lumina ochilor mei. Dau Etiopia pentru tine, a spus Iisus Hristos. O națiune cu milioane de oameni, o dau pentru tine. Jerfesc țări pentru tine. Cine mă poate iubi pe mine cum mă iubește El? Iisus Hristos a venit în lumea noastră și pe El nu l-a iubit nimeni, dar El nu a venit să fie iubit. El și-a programat mintea să nu-L iubească nimeni și totuși El să iubească pe toți. El n-a avut așteptarea să-L iubească cineva, de aceea nu s-a supărat când nu l-a iubit. Pentru că noi așteptăm să fim lingușiți și măguliți, ne supărăm când nu suntem. Dar dacă n-am mai aștepta să fim cocoloșiți, nu ne-am supăra când n-am fi. Iubire înseamnă să iubești și să nu aștepți să fii iubit.
Pentru că dragostea nu se măsoară în ce simți, se măsoară în ce faci. Dacă simți ceva, fă! Dacă simți ceva, fă ceea ce simți. Nu te opri la ce simți. Nu folosește nimănui ce simți. Treci dincolo de ce simți. Simțirea e un imbold, e o trimitere, e o invitație, e o du-te, du-te, du-te. Nu te opri la ce simți, treci dincolo. Simțirea este go, go, du-te, e startul. Dar dragostea începe de când începi să te miști, nu când simți. Când simți e motivația, e invitația. În al treilea rând, Domnul i-a pus această întrebare lui Petru ca să-i dea responsabilitatea slujirii. Cine iubește, slujește. Știți câtă durere există în viața unui slujitor? Cum ai sluji? Nu toți oamenii sunt de acord cu tine. Știți cât de greu este să iei toți oamenii aceștia și să-i pui pe toți pe note? Sunt acolo oameni care nu le place ori că ești prea mărunt, ori că ești prea înalt. Și nu poți să fii și mărunt și înalt în același timp. Și unii dintre ei vor spune, și tu-ți consumi timpul, și tu-ți cheltui viața, și tu-ți neglijezi familia, și ei, și asta te doare, și te duci acasă, și în loc să te bucuri de ce ai făcut, plângi. Și spui, Doamne, de ce trebuie să fiu nerespectat când merit să fiu respectat? Apostolul spune, ascultați de mai marii voștri în Domnul și fiți-le supuși, subordonați, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre și vor da socoteală de ele. Nu v-ar fi de niciun folos să facă asta suspinând. Știți câți slujitori, indiferent de slujba lor, mai mari cântăreților, predicatorii, păstorii, ușierii, cineva care are o slujbă, știți cât de des sunt loviți? De un cuvânt, de un gest, de o atitudine, de o neascultare. Și te duci acasă, mănânci și te culci liniștit. Și nu știi că cineva se duce acasă și nu poate să doarmă și plânge o noapte întreagă. La ce se folosește? Ăsta este pașaport pentru cer? Nu. Nu, frate Mățu, nu. Nu, ăla nu-i pașaport pentru cer, ăla e pașaport pentru iad. Pentru iad. Biblia spune, cuvintele voastre să fie drese cu sare și cu har. Să spuneți cuvinte de zidire și de îmbărbătare. Luați-vă soția și spuneți-i cuvinte de îmbărbătare. Apreciați-o, apreciați-o că e frumoasă, de-aia ați ales-o. Apreciați-o că gătește bine, apreciați-o că a crescut copiii și s-a străduit cu ei și a stat închisă între patru pereți. Apreciați-o pentru ce este, apreciați-o pentru tot, dar degeaba spuneți eu apreciez în inima mea, ea nu știe ce e în inima ta. Spune ce e în inimă, spune, deschideți gura, deschideți gura și spune, sunt multe femei în lumea aceasta, dar tu ești prințesa mea, tu ești frumusețea mea, tu ești persoana cea mai importantă din lume pentru mine. Și așa ai să rămâi și la 80 de ani și la nu știu câți pounds. Tot timpul o să rămâi prințesa mea. Spune asta. Spune asta copilului tău. Spune asta soțului tău. Spune asta păstorului tău, dirijorului tău. Spune asta ușierului care stă acolo și suportă atâtea. Spune asta șefului tău. Fă un bine. Deschide-ți gura și binecuvintează. Fă un compliment. Lasă un om să fie bucuros din cauza la o propoziție pe care o spui. La ce îți folosește să semeni doar teroare? La ce îți folosește să semeni doar moarte? Și când îți deschizi gura, mai cad trei viteji la pământ. La ce îți folosește să nimicești armata Domnului? Vorbește să se lege rănile. Vorbește să se ridice vitejii lui David. Vorbește să se consolideze armata. Comportă-te în așa fel încât cei de lângă tine să se simtă valoroși. Nu-i face să se simtă mizerabili. Nu le reproșa tot timpul, nu fi negativist. Nu sunteți buni de nimic. Bătrânii ăștia, la moarte cu ei. Copiii ăștia, tineri ăștia, la moarte cu ei. Numai eu-s bun.
Pașaport spre cer? Nu. Nu. Spre iad. Domnul a vrut să-l învețe pe Petru responsabilitatea slujirii. Petru, știi cu ce se măsoară dragostea ta? Cu slujirea. Dragostea ta e direct proporțională cu slujirea ta. Voi ști că mă iubești atunci când te voi vedea că ai responsabilitate pentru mielușei. Uitați-vă la ei. Trebuie să am pus o armată de oameni de ordine pentru ca să-i strunească. Părinții se uită jenați, eu știu că vă jenați la anunțurile mele, nu le fac să vă jenați, dar trebuie neapărat să strângem rândurile și șurubul să fie ordine, că e biserică. Când mergem să facem sport, acolo, dar și acolo sunt reguli. Uitați-vă la ei, e nevoie de ordine. Ei au nevoie să-i asistăm și să-i slujim. Dragostea mea pentru ei îi va arăta lui Dumnezeu că-L iubesc. Dragostea mea pentru tinerii bisericii îi va arăta lui Dumnezeu că-L iubesc. Și dragostea mea pentru oameni în vârstă, pentru adulți, pentru frați și surori, chiar și cei care sunt mai... îi calificăm noi mai nu știu cum. Dragostea mea pentru Iisus Hristos se va dovedi atunci când îi slujesc, când îi înțeleg, când îi milesc, când le spun cuvinte frumoase, când îi îmbrățișez. Eu mi-aleg prietenii, dar frații nu mi-aleg eu. Eu nu v-am ales pe dumneavoastră în calitate de frați. Prietenii ți-i alegi singur, soția ți-o alegi, mașina ți-o alegi, dar frații nu ți-i alegi. Hristos aduce aici, aduce în acest spital spiritual, aduce, betegi, bolnavi, unii cu genunchi, alții cu... fiecare cu ceva. Aici nu e un loc de oameni sănătoși. Biserica e un spital unde se vindecă păcătoșii pentru a avea calitatea să meargă în sfințirea lui Dumnezeu. Aici se geme, se strigă, se țipă, se face injecții. În corabia lui Noe, singurul loc de supraviețuire, mirosea urât, vă imaginați cum e să fii în același loc închis cu măgari, cai, vaci, porci, boi, maimuțe. Vă imaginați cum mirosea acolo peste câteva zile? Vă imaginați peste câteva zile, toți stăteau la un loc cu animale, vă imaginați ce miros era acolo? Cred că nu puteai să stai. Cum e să intri într-un grajd? Și mai ales unde să nu facă nimeni curățenie. Și probabil că fiii și nurorelele lui Noe au zis, o, toate socurile ce miroase aici! Și Noe probabil că le-a spus, dragile mele, dar afară e aer curat. Afară e aer curat! Ce stați aici să suportați mirosul ăsta? Afară e aer curat, poftiți! Numai că afară, pe lângă faptul că era aer curat, era moartea. Dacă ieșai din corabie, mureai. Singurul loc unde puteai să trăiești în condiții incomode era corabia. Afară, toți care au fost afară au murit înnecați. Am vrea noi o biserică fără suferință? Am vrea noi o biserică unde toată lumea să stea așa și nimeni să nu mai ridice capul, să nu se audă niciun scâncet, să nu mai intre niciun copil la școală, la mama și copilul? Ce problemă mai intre? Că noi îl dăm afară. Asta este. Ceea ce vreau să vă spun este că unde este iubire, este slujire. Oamenii care iubesc, slujesc, se ostenesc, se cheltuiesc în fel și chip. În fel și chip. Apoi Domnul a vrut să-l învețe pe Petru că dragostea dă echilibru adevărului. Din punctul acesta de vedere, frați și surori, oamenii sunt împărțiți în două. Unii excelează cu dragostea, alții excelează cu adevărul. Când ai numai adevăr, e rău. Când ai numai dragoste, e rău. Ceea ce e bine este să ai adevăr și dragoste. Pentru că numai aceasta îți dă echilibru. Și acum vă dau un exemplu. Ce înseamnă să am numai adevăr? Dacă eu vă iau pe dumneavoastră de la fratele Dorin și termin la fratele Petru Lorenț, niciunul dintre dumneavoastră nu vă puteți califica după adevăr. Și dacă o iau după adevăr, dumneata ieși afară din biserică pentru că, copilul ăsta dă la afară de aici pentru că, instrumentistul ăla dă la afară pentru că, și cu adevărul jignesc. Cu adevărul ucid, cu adevărul elimin, pentru că adevărul e mai mult decât putem face noi. Ăștia sunt oamenii negativiști, exigenți. În cealaltă extremă sunt oamenii cu dragoste.
Oamenii cu dragoste n-au nicio regulă. Ăștia-s cu harul. Lasă copiii să alerge. Lasă-i să se urce pe tobă. Lasă-i să se urce pe masa de sfânta cină, că-s micuți și nu știu nimic. Lasă copii, lasă frații, că nu-i nicio problemă. Și dintr-o dată aici e mai rău ca pe terenul de fotbal. Ce e de făcut? Hristos spune ce e de făcut. Pavel spune ce e de făcut. Pavel spune, spuneți adevărul în dragoste. Adevărul trebuie spus, dar în dragoste. Domnul Iisus Hristos merge la biserica din Efes. Dumneavoastră știți asta, eu n-am timp acum să repet. Însă el, la biserica din Efes, Apocalipsa capitolul 2, are să-i reproșeze ceva. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Însă nu-i spune asta, că adevărul ăsta o ucidea. Biserica din Efes așa era cum era din moment ce își părăsea dragostea din tâi. Și dacă acum îi făcea un reproș, dacă acum îi atrăgea atenția să supăra, se duceau la fund de tot. De aceea Domnul vine și face câteva complimente. Știu faptele tale. E, când îmi spune mie cineva, mă, Luigi, mă nu predici întotdeauna bine, dar câteodată mă merge, să știi. Dar când îmi spui, bă, dar niciodată nu merge, mă. Domnul spune, știu faptele tale bune. Știu că te ostenești, știu. Știu că vă osteniți miercuri seara. Știu că noi stăm acasă și dumneavoastră veniți aici. Nu-mi spuneți că vă e indiferent când vă spun asta. Și Domnul începe să intre în inima lor și când ajunge acolo le spune, dar am ceva împotriva ta. Și îi spune adevărul. Adevărul ăsta ar fi ucis, dar Domnul pune mai întâi o felie de dragoste. Și apoi pune adevărul. Dar nu pleacă și lasă rana deschisă. Mai păstrează un compliment pentru la urmă și zice, totuși ai lucrul ăsta bun, că urăși faptele nicolaiților. Și mai pune o felie de dragoste deasupra. Și face Domnul un sandwich. Sunt oameni care vin la noi să ne învețe ceva și spune, bă, nu pune dragoste nici la început și nici la sfârșit. Și mă lasă, mă jignește și mă ofensează și mă face să mă simt un gunoi. Frate, nu se mustră așa. De ce vrei să mă îndrepți pe mine când dumneata ești drept într-o parte? De ce? Hristos când a mustrat în așa fel încât a acceptat cel mustrat mustrarea. A făcut un compliment, a spus mustrarea și apoi a legat rana cu încă un compliment. Așa trebuie făcută mustrarea. Un om care iubește întotdeauna va avea echilibru în adevăr. Altfel va fi caustic, foarte caustic. De asemenea, dragostea are priorități. Priviți, vă rog, în Luca, capitolul 14, 26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, ba chiar pe el însuși, nu poate fi ucenicul meu. Să-mi urăsc mama? Da. Să-mi urăsc soția? Da. Așa spune Biblia. Dar ce înțelege Biblia prin asta? Tot Biblia explică ce înțelege. În Matei, capitolul 10, versetul 37. Dacă iubești pe mama mai mult decât pe mine... Dacă iubești pe tata mai mult decât pe mine, dacă te iubești pe tine însuți mai mult decât pe mine, atunci nu poți fi ucenicul meu. De fapt, ce înseamnă să-mi urăsc mama? Să nu iubesc mai mult decât pe Iisus Hristos. Mai întâi trebuie să-L iubesc pe Domnul. La început, Dumnezeu. Acestea sunt primele patru cuvinte din Scriptură. La început, Dumnezeu. La început, dragostea de Dumnezeu. La început, respectul și adorarea de Dumnezeu. La început aprecierea și admirația de Dumnezeu și apoi toate celelalte urmează familia, biserica și așa mai departe. Frați și surori, din pricina aceasta Domnul îl întreabă pe Petru, mă iubești? Pentru că a vrut să-i dea o lecție de lucruri mature și importante. Acum aș vrea să vă vorbesc despre importanța dragostei. În Luca capitolul 13, versetul 7, Domnul spune, atunci... A zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l și aruncă-l afară. De ce? Pentru că n-are rod. Atunci când eu nu voi avea rod, roadă în viața mea, atunci Domnul nu va avea niciun motiv să mă țină pe mine în împărăția Lui. El spune despre via aceea care n-a adus struguri buni. Am sădit via. Am îngrijit-o, am împrejmuit-o cu un gard și totuși nu a dat roadă. Dragostea este importantă pentru că te păstrează în interiorul împărăției. Dacă nu mai ai, te exclude din împărăție.
De ce zic asta? Pentru că în al treilea rând vreau să vă vorbesc despre sursa dragostei. Capitolul 5, versetul 22 din cartea scrisă de Pavel către biserica din Galatia. Și roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Dragostea este roada Duhului. Cine nu-L are pe Duhul Sfânt nu poate să aibă dragoste. Dragostea nu-i produsă de mine, de teologia mea, de școala mea și de ambiția mea. Școala educă mintea. Însă dragostea o dă Duhul Sfânt care e prezent în inima mea. Roada Duhului, producția Duhului, este dragostea. Atunci când Duhul Sfânt este în mine, El produce dragoste și eu o exprim. Eu o arăt, eu o dovedesc, eu o materializez. Dacă eu nu mai arăt dragostea, înseamnă că nu mai e Duhul Sfânt să o producă. Dacă El e aici, El produce dragoste și eu o arăt. Dacă eu nu mai am ce arăta, nu mai e fabricantul în mine. Și atunci sigur că fără Duhul Sfânt sunt exclus din grădină. Sunt exclus din vie, sunt exclus din împărăție. Taie-l și aruncă-l afară. De ce? N-are roadă. Dar de ce n-are roadă? Pentru că cel ce produce, ce fabrică roada, adică Duhul Sfânt, nu mai e acolo. Spunea David în urma păcatului, Doamne, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine. Doamne, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine. Dăm din nou, Doamne, dăm din nou. De ce? Altfel sunt exclus din împărăție. Proba dragostei. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Pavel spune, ne aducem aminte de ostenelile dragostei voastre. Oamenii măsoară dragostea în dragoste, în emoții. Dumnezeu măsoară dragostea în osteneli. Pavel nu spune, ne aducem aminte de dragostea voastră. Ne aducem aminte de ostenelile dragostei voastre. Dragostea se ostenește. Dragostea se ostenește. Știu că Iisus mă iubește prin faptul că s-a ostenit pe Golgota pentru mine. Știu că Duhul Sfânt mă iubește prin faptul că se ostenește în fiecare zi cu mine, să îmblânzească și să disciplineze firea mea și slăbiciunea mea de om și să mă sfințească și să mă facă asemenea lui Iisus Hristos. Cum o să vă dovedesc că vă iubesc dacă nu mă ostenesc pentru dumneavoastră? Frați și surori, toți îl iubim pe Dumnezeu, dar câți dintre noi ne ostenim pentru El? Aia este dragoste. Dragostea se exprimă în osteneală. Dacă nu te ostenești, aia nu-i dragoste? Aia nu-i dragoste? Dumnezeu nu are nevoie de o asemenea dragoste? Și în al doilea rând, a doua probă a dragostei este 2 Tesaloniceni în capitolul 1, versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea voastră care crește tot mai mult. Crește tot mai mult. Crește tot mai mult. Dragostea mea de astăzi e mai mare decât dragostea mea de acum 5 ani pentru Iisus. De ce? În acești 5 ani am mai crescut. În fiecare zi dragostea mea e mai puternică pentru Iisus. Și sigur, ostenelile sunt mai multe și mai evidente. Este la fel și pentru dumneata? Da? Într-o zi vei sta în fața porții și vei auzi una din două. Du-te blestematule sau vino binecuvântatule. Asta este o problemă de viață și de moarte. Te rog, fii atent. E o problemă de viață și de moarte. Te rog, fii atent. Apoi, cuvântul Domnului ne vorbește despre aparenta dragoste. Există și o aparentă dragoste, din nefericire. Matei, capitolul 15, versetul 8. Mă cinstesc cu buzele, dar cu inima sunt departe de mine. Matei 6, cu 21. Unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Matei 22 cu 37, să iubești pe Domnul cu tot sufletul tău, nu doar cu vorba. Roman 12 cu 8, cine dă, să dea din toată inima, adică cu dragoste. Nu cu îndoială, nu cu reținere, nu cu regret, ci cu convingere, în numele lui Iisus. Efeseni 5 cu 19, cântați din toată inima, adică din dragoste, cu dragoste, îmbibată de dragoste să fie cântarea, ca să o primească Dumnezeu. Coloseni 3 cu 23. Orice faceți, cu fapta, cu gândul, să faceți din dragoste. Fără dragoste, Dumnezeu nu primește nimic. Nu primește profesionalismul meu dacă nu e făcut din dragoste. Nu primește profesionalismul meu dacă nu e făcut din dragoste. Penultimul punct, legile dragostei. Există două legi ale iubirii. Una este legea de argint și una este legea de aur. Legea de argint a făcut-o Confucius, marele înțelept chinez, care a dezvoltat o religie, confucianismul.
Legea de aur a făcut-o Iisus Hristos, care a dezvoltat creștinismul, adică calea îngustă spre cer. Legea de argint a lui Confucius spune: ce nu vrei tu să-ți facă cel de lângă tine, nu-i face tu prim. Legea de aur a lui Iisus spune: ce vrei tu să-ți facă cel de lângă tine, fă-i tu prim. Sesizați diferența? Legea lui Confucius are negația: nu. Legea lui Iisus are afirmația: da. Încă o dată, legea de argint este: ce nu vrei tu să-ți facă fratele Nuțu, nu-i face nici tu lui. El nu te iubește, nu-l iubi nici tu. El nu te deranjează, nu-l deranja nici tu. El nu te vizitează, nu-l vizita nici tu. Păcatele de omitere aici sunt prezente? Da. Legea lui Confucius permite păcatele de omitere. Legea lui Iisus nu. Pentru că el spune: ce vrei tu să-ți facă omul de lângă tine, fă-i tu primul. Adică cine știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Vrei să ți se facă bine, fă tu primul. Acestea sunt legile iubirii. Penultimul lucru, caracteristicile dragostei. Dragostea iubește prima, nu a doua. Cine iubește al doilea, încă mai are multe de învățat. Cine iartă al doilea, mai are multe de învățat. Dacă vrei să arăți că iubești, iartă primul. Iartă primul. În al doilea rând, iubește permanent, nu doar din când în când. Adică dacă nu i-ai spus ce îi plăcea să audă, a rupt relația cu tine. Frate, de astăzi înainte ai spus chestia asta, nu mai ești prietenul meu. Ca să fii prietenul lui, trebuie tot timpul să-i cânti în, așa, după cum îi place, în armonie. Un pic dacă începi altă melodie, ai stricat prietenia cu el. Spunea odată robul Domnului care stă acum pe bancă: prietenie de circumstanțe. Adică dacă circumstanța e în beneficiul lui, ești prieten. Dacă circumstanța nu mai e în beneficiul lui, aia nu mai e prietenie. De o asemenea prietenie, nici Dumnezeu n-are nevoie. Și adevărata dragoste iubește necondiționat. Adică Dumnezeu ne iubește nu pentru că merităm, ci ne iubește pentru că ne iubește. Dacă Dumnezeu ar fi așteptat ca eu să merit și mai apoi să mă iubească, eu n-aș fi meritat niciodată. Tot timpul îmi scapă câte ceva. Dar El mă iubește din pricina numelui Său. Numelui Său să-i dăm slavă. Ultimul lucru pe care îl spun, explicația dragostei. De fapt, ăsta este textul de care l-am plecat. Frați și surori, în încheiere, vă aduc aminte ce am spus în introducere. Nu vom înțelege niciodată întrebările Domnului Iisus Hristos: mă iubești, mă iubești, mă iubești, dacă nu vom ține cont de trei aspecte. Locul în care Domnul a pus întrebarea, timpul în care Domnul a pus întrebarea și împrejurarea în care Domnul a pus întrebarea. Locul. Unde a pus Domnul întrebarea asta lui Petru? Pe malul mării Galilei sau lacului Genezaret, că îi se spune așa, 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 așa. Dar de ce acolo? Vă rog, întoarceți-vă puțin în istoria lui Petru. El a fost pescar. El s-a născut într-o casă de pescari. Pescuitul pentru el n-a fost doar o profesie, a fost o pasiune, un hobby. Petru avea pescuitul în inimă. De unde știu? Aduceți-vă aminte când ajunge în încercare și nu știe ce să creadă despre Iisus, când e în criză și nu știe dacă Domnul a înviat, n-a înviat, el spune: mă duc unde mă simt bine. Unde te duci, Petre? Mă duc să pescuiesc. Pescuitul era în inima lui Petru. Și Domnul îl lasă până ajunge lângă drăguța lui, lângă pasiunea lui, lângă mare, lângă apă. Și dintr-o dată Domnul se pune în stânga și marea era în dreapta și Petru la mijloc. Și Domnul nu-l întreabă pe Petru: mă iubești? Că toți oamenii iubesc pe Dumnezeu. Domnul întreabă prin comparație pe Petru, adică: Petre, acolo e marea, aici sunt eu. Pe care din noi doi ne iubești mai mult? Când ești întrebat la modul general, îl iubești pe Domnul, e foarte simplu să spui: dacă noi toți îl iubim pe Domnul. Însă când suntem întrebați prin comparație, adică fiecare dintre noi avem o anumită pasiune în inima noastră. Unii au mașinile. Sunt în stare să dea o grămadă de bani pe o mașină. Nu mă înțelegeți greșit, asta nu înseamnă că e rău, dar patima pentru o mașină e rea. Dar să-ți cumperi o mașină scumpă nu e rău. Patima pentru o mașină rea, pentru o mașină este rea, dar o mașină scumpă nu e rea. Oriceea ce devine patimă, oriceea ce te obsedează, este păcat. Fiecare dintre noi suntem asediați în inima noastră de ceva de genul ăsta. Unii chiar de conservatorism.
Domnul Iisus Hristos vine în această seară și pune lucrul acela pentru care îți cheltui toți banii aici. Și pe el în partea asta. Și nu întreabă la modul general dacă îl iubești, că ea îi spune da, ci întreabă prin comparație. Eu știu că tu ai ceva lipit de inima ta. Fii sincer, pe care dintre noi doi, lucrul lipit de inima ta sau eu, pe care dintre noi doi ne iubești mai mult? Cu această întrebare, Iisus Hristos mă prinde la colț. La modul general, întrebarea mă iubești nu mă prinde la colț, pentru că eu îl iubesc pe Domnul. Însă când iubirea lui vrea să fie pe primul loc și o compară cu altceva ce este în inima mea, dintr-o dată devine dificil. Asta întreabă Iisus în această seară. Eu știu care e lucrul din inima ta, dintre mine și lucrul acela pe care iubești mai mult. Cu care cheltui mai mulți bani? Cu care cheltui mai mult timp? Cu care? Cu cine te culci în gând și cu cine te trezești? Cu cine? Asta a întrebat Domnul pe Petru. Doi, timpul. Observați că Domnul îl ia pe Petru ca ucenic și Petru a fost un ucenic impulsiv. A fost un temperament coleric, plin de viață, plin de acțiune, plin de foc. Dar plin de foc și în lucruri bune și în lucruri rele. Și tot timpul el avea ceva de spus și de comentat. Dacă Domnul și-ar fi permis să-l întrebe înainte de cădere pe Petru, Petre, mă iubești? Petru ar fi luat foc. Dar Domnul nu-l întreabă pe Petru înainte de cădere. Îl lasă să cânte cocoșul, Petru se umilește, se smerește, vede și el câtă valoare are și apoi Domnul vine și îi pune întrebarea. Mă iubești? Frați și surori, vreau să fac o aplicație practică. Sunt aici părinți care au copii mici și părinți care au copii mari. Dacă copiii ți-s mici, nu-i înțelegi pe aia care au copii mari. Și crezi că atunci când ți se vor face copiii dumitale mari, unul va fi Billy Graham și al doilea va fi Moody. Dar așa crezi. Așa au crezut și aia care au acum copiii mari. Cât ai copii mici, ești un predicator înfocat, dai în tineri, dai în neprihănire, în păcat. Pentru că ți-s copiii mici, îi iei pe toți într-o geantă și îi aduci la biserică și dacă zic ceva, îi reglezi de aici. Dar ai răbdare să se facă de 16 ani, 17 ani și te văd atunci. E simplu înainte de cădere să vorbești, e simplu. Dar după ce ai văzut ce e omul, atunci spui, Doamne, iartă-mă că nu-s mai bun decât fratele, numai mila ta mă ține, nu-s mai bun decât sora, am crezut că-s mai bun decât ea, dar și eu sunt tot țărână ca ea, suntem din același aluat, din aceeași plămădeală. Asta vrea să spună Iisus Hristos. Nu te făli că nu ai căzut în curvie ca alții. Nu te făli că nu ai căzut în alt păcat ca și alții. Nu te făli, nu te făli. Nu te făli că copiii vin la biserică, ai dumitale în timp ce ai altora, ai vecinilor sau ai fraților nu vin. Nu te făli. Scoate-ți din cap că ești inteligent și grozav. Scoate-ți. Asta nu iubire. Asta e megalomanie, adică bolnav de sfințire. Ești doar un om, oricine ești, ești doar un om. Copiii oricăruia dintre noi pot merge în lume. Copiii lui Billy Graham pot merge în lume. Și în ultimul rând, frați și surori, împrejurarea în care Domnul l-a întrebat pe Petru a fost hotărătoare. Care e împrejurarea? Observați că Domnul așteaptă până când sunt toți ucenicii la un loc. Și mi se pare puțin lipsită de discreție întrebarea Domnului. Petre, mă iubești mai mult decât ăștia? Cine erau ăștia, aceștia? Ucenici. Dintr-o dată Domnul compară iubirea lui Petru, observați? Nu așa necomparată. Se zice că chiorul, adică omul care nu vede cu un ochi, e împărat în țara orbilor, adică acolo unde nu vede nimeni cu niciun ochi. Când nu vezi cu un ochi și te compari cu ăia care nu văd cu niciunul, ești mai bun decât ei. Dar dacă te compari cu ăia care văd cu amândoi, cum mai ești? Depinde de cu cine te compari. Depinde cu cine te compari. Și Domnul îl compară pe Petru și spune, mă iubești mai mult decât ei? Și Petru spune, da. Da? Da. Cine erau ei? Ucenici. Printre ucenici era Ioan. Petru i-a promis Domnului Iisus că va fi cu el până la moarte. Și Iisus ajunge într-o zi la moarte.
și este pus pe cruce și își aduce aminte de promisiunea lui Petru și îl caută prin mulțime și Petru nu este. Și îl caută și Petru nu este. Dar undeva la piciorul crucii, riscând să fie omorât pentru că era cu el, cel renegat, Iisus, era Ioan. Petru n-a fost la cruce. Biblia nu ne spune că a fost la cruce. Probabil a fost ascuns de frică. Și a promis. Dar Ioan a fost acolo. Ioan a riscat să fie linșat, să fie omorât. Dar a fost acolo. De ce? Pentru că iubirea l-a chemat să fie acolo. De aceea, citiți Evanghelia după Ioan. De 9 ori, el spune despre el, ucenicul iubit. Singurul ucenic care poartă acest titlu, ucenicul iubit. Ucenicul prea iubit. El a mers până la capăt, până la cruce. Și acum Domnul, el arată lui Petru pe Ioan și spune, mă iubești mai mult decât el? Și Petru spune, da. Da? Păi dacă da, când am fost într-o zi pe cruce și Ioan a fost acolo, tu unde ai fost? Petre, unde ai fost? Și Petru își pleacă capul și spune, Doamne, Tu toate le știi. Frați și surori, în această seară, Dumnezeu vine la fiecare dintre noi și nu ne întreabă la modul general, mă iubești, că ar fi simplu. Ne întreabă în funcție de loc, de timp și de împrejurare. Și acum, înainte de a pleca și să începem săptămâna aceasta în care am intrat prin Harul Domnului, vă întreb, îl iubiți pe Iisus Hristos? Veți fi întotdeauna primii? Veți sta întotdeauna în spărtură riscând să suferiți, să pierdeți? Să vă pierdeți confortul? Veți avea puterea întotdeauna să-L iubiți pe Iisus Hristos, ajutați de Duhul lui Dumnezeu? Vă decideți în această seară să deveniți instrumente în mâna lui Dumnezeu? Să pierdeți dacă va fi orice, dar niciodată pe Iisus? Vreți în această seară să vi se elibereze un pașaport nou și să-L păstrați cu grijă aici, la piept? Și în ziua în care veți ajunge în fața ușii, să vi se spună, vino binecuvântatul tatălui meu. Vino. Vino și intră în moștenirea pe care ți-am pregătit-o. Ce se va întâmpla cu mine dacă în ziua aceea mi se va spune, du-te blestematule? La ce folos pastorația la Betania? La ce folos dagiu din parcare? La ce folos costumul negru? La ce folos anii petrecuți la Chicago sau la Giurgiu? La ce folos când totul trece ca vântul, dar veșnicia departe de Iisus? De ce? N-am pașaportul, știu multe, am bani, am capul mare, am proprietăți, am posesiuni, am gura mare, știu multe, dar nu iubesc, sunt rece ca gheața. Vă chem în această seară, indiferent unde vă aflați în sală, să recunoașteți că la acest sensibil subiect noi toți avem probleme. Unul singur ne poate înnoi pașaportul și acela este Iisus. Vă chem la rugăciune în această seară, frați și surori. Vă chem la pocăință, dar la o pocăință autentică. Și la decizia, Doamne, vreau să iubesc în maniera Ta. Pune în mine dragostea Ta. Știu că o pui trimițându-L pre Duhul Sfânt în mine. Fiind plin de Duhul, sunt plin de dragoste. Frați și surori, haideți să ne rugăm Domnului.